La o oră de vârf, în centrul orașului, în jurul orelor 9:30, în apropierea poliției, a avut loc un accident. Implicați au fost doi șoferi, unul care circula regulamentar, iar celălalt care a vrut să intre pe prima bandă de mers. Din păcate, în momentul când șoferul autoturismului a dorit să vireze dreapta, acesta s-a trezit cu o mașină de taximetrie în față. Traficul a fost îngreunat preț de câteva minute. Șoferii au declarat în fața poliției ce s-a întâmplat. Aici să fie martor cu o sărit afară din partea prima bandă. O sărit din partea asta sau ce se cheamă pe prima bandă că mergea în față? Nu știu. Okay. Nu l-am observat. Era la, de mine era la jumătatea mașinii, dar se vede unde e lovită mașina. Hai să constatăm dacă nu se înțeleg. Eram ăsta, nu. Eram ieșit afară. La mașina dumită la unde? Am zis să stea. Nu se mai știe banda aia la domnul, dacă nu mergem în față. De ce o tras omul geamul roșu? Într-un final, șoferii s-au împăcat. Ei au recurs la o înțelegere amiabilă, prin care stricăciunile produse se vor repara de către firmele asiguratoare. Azi dimineață, în jurul 9:30, ne-am înregistrat cu un accident de avarii pe strada Petru Maior din municipiul Reghin. În cauza au fost implicate două autoturisme. Conducătorii celor două autoturisme au procedat la conform legii la constatul amiabil și s-au deplasat la societățile de asigurări la unde sunt asigurați pentru soluționarea accidentului. Cu acest prilej, poliția rutieră trage un semnal de alarmă. Semnele de circulație trebuie respectate, iar atenția în intersecții trebuie să fie sporită. Un sfat pentru șofer ar fi faptul să respecte regulile de circulație, semnele și culoarea semaforului. Avem 3 semafoare în zona centrală, trebuie respectate semnificația acestora. În perioada următoare, Poliția Municipiului Reghin va demara noi acțiuni de prevenire a accidentelor. Renunțarea la viteza excesivă și simpla centură, care trebuie purtată atât de șoferi cât și de pasageri, sunt doar două dintre condițiile care vă pot salva viața.